Un tribunal din Moscova a scos în afară legii rețeaua politică a lui Alexei Navalny, calificând-o drept extremistă. Acest lucru reprezintă o escaladare remarcabilă a războiului președintelui rus Vladimir Putin cu disidenții din țara sa. Ca urmare a desemnării drept extremiști, asociațiilor lui Navalny le este interzis să candideze la funcții publice. Rusia are alegeri parlamentare în septembrie și ar putea acum să fie urmăriți penal și să facă închisoare potrivit Associated Press. Hotărârea vine de asemenea la mai puțin de o săptămână după ce Putin a semnat o lege care interzice membrilor grupurilor extremiste să candideze la funcții publice. Criticii au numit mutarea un efort flagrant de a zdrobi competiția legitimă și de a-i împiedica pe aliații lui Navalny să candideze la viitoarele alegeri. Putin a semnat legea vineri, zi în care Navalny a împlinit 45 de ani. Rețeaua politică a lui Navalny, care se concentra în principal pe investigarea și demascarea corupției, s-a desființat la sfârșitul lunii aprilie, anticipând hotărârea. În acea perioadă, Rosfin Monitoring, organismul de supraveghere financiară al Rusiei, a trecut rețeaua pe lista neagră, catalogând-o drept extremistă, punând-o pe listă alături de grupuri precum ISIS și Al-Qaeda. Avocatul care reprezenta rețeaua, Ivan Pavlov, a fost de asemenea arestat la sfârșitul lunii aprilie. Navalny, care este cel mai proeminent critic al lui Putin, a fost aproape de moarte după ce a fost otrăvit cu agentul neurotoxic Novichok în Siberia în luna august anul trecut. Luptătorul anticorupție a fost ulterior dus în Germania pentru tratament, unde a rămas până în ianuarie. El a fost arestat imediat după ce s-a întors la Moscova. În februarie, Navalny a fost condamnat la 2 ani și jumătate de închisoare pentru încălcarea eliberării condiționate, inclusiv în timp ce se afla sub tratament în Germania, în urma unei condamnări pentru delapidare din 2014, pe care cele mai importante grupuri de apărare a drepturilor au denunțat-o ca fiind motivată politic. Navalny a rămas sfidător și critic la adresa lui Putin în timp ce era încarcerat, lansând atacuri dure pe rețelele de socializare. Răspunsând la decizia de miercuri, Navalny a declarat într-o postare pe Instagram: "Când corupția este baza puterii de stat, luptătorii împotriva corupției sunt etichetați drept extremiști."